suntem în fața Muzeului Prado, suntem lângă statuia lui Velázquez. Să mai vorbim puțin despre expoziția ta de fotografie. Despre interpretarea lucrărilor marilor pictori mondiali. Este o proprie viziune. Aveam nevoie de o empatizare cu lucrările lor. Această serie conține numai lucrări care mie îmi plac personal, îmi plac foarte mult. Și din această dorință de a le înțelege mai bine, de a le pătrunde într-un fel mai mult, le-am luat, le-am descompus și le-am recompus punând elemente personale în această compoziție. Și a fost ca o reînțelegere. Nu este pentru altcineva, este doar pentru mine, este ceva pur personal. Am adus ceva în plus pentru ca eu să înțeleg mai bine acele lucrări. Și această serie va continua. Am expus 8 fotografii și cu siguranță vor fi mult mai multe. Care vor fi următorii artiști la care vrei să te gândești? Bacon îmi place foarte mult și se potrivește oarecum cu ideile mele generale despre fotografie și despre ceea ce vreau să exprim în fotografie. Este destul de întunecat. Ater în latină înseamnă întuneric. Aceeași serie de fotografii, viziune fotografică, o voi expune la Institutul Goethe anul acesta, se pare, unde sper să prezint mult mai multe lucrări decât am făcut-o în Espacio Niram. Care ar fi mesajul acestei lucrări? Ce vrei să plece în special, această serie, viziune fotografică, după cum este o înțelegere personală a mea, aș vrea să transmit celui care vede fotografiile faptul că interpretarea marilor lucrări este pur personală și înțelegerea este personală. Aici rolul criticilor este diminuat puțin. Cum a fost la vernisajul expoziției tale de fotografie? Da. A fost foarte frumos. A vorbit profesoara Begonia Fernandez Caballero de la Facultatea Autonomă, care mi-a făcut o critică destul de aspră. Prinde bine. Destul de aspră, evident, era punctul dânsei de vedere. A vorbit de asemenea domnul Horia Barna, directorul Institutului Cultural Român. Și mi s-au pus foarte multe întrebări, majoritatea legate de tehnica fotografică. Eu am spus, nu am secrete în așa ceva. În tehnica fotografică nu am secrete, nu fac nimic ce nu se poate face. Numai că eu caut altceva decât un fotograf propriu-zis. Eu plec de la pictură și încerc să reconstruiesc o imagine din pictură. Sau, dacă nu este din pictură, o imagine care deja o am în cap. O reconstruiesc ca și când aș desena un tablou, un desen. Nu se poate face acest lucru tehnic. Se poate. De aceea se numește, este un subtitlu al expoziției, Pictând cu lumina. Știm că dacă lumina nu ar fi, noi nu am vedea nimic din ceea ce vedem. Dacă nu, lumina nu ar reflecta în acele obiecte, nu? Iar dacă controlul asupra luminii este bun, poți picta propriu-zis cu lumina și ilumina doar ceea ce vrei, progresiv. De aceea descoperi cum ar fi cu lumina ceea ce vrei să prezint. Știi, sunt fotografi care de la arta fotografică merg spre pictură. La tine a fost invers. Da. Pentru că în facultate am făcut pictură, am trecut printr-o perioadă din viața mea în care am făcut pictură, care îmi place de asemenea, dar nu mi-a dat acea satisfacție a prinderii momentului, a prinderii instantaneului, a valorii de document pe care o are fotografia.
De aceea am încercat într-un fel să combin pictura, care are greutatea picturii, cu instantaneul fotografiei și posibilitatea de a capta cu valoare de document orice imagine. Ți se pare că fotografiile stau în umbra picturilor? Depinde de ceea ce fac fotografii. Evident. Normal, un pictor stă în fața tabloului poate și un an de zile, poate și doi ani de zile și muncește fiecare milimetru din acel tablou. De aceea, pentru fotograf, poate fi mult mai simplu, ei pur și simplu apasă pe buton. De aceea spun, depinde ce face fiecare fotograf. Ai reușit să-ți faci prieteni spanioli? Da, cunosc o grămadă de lume în Madrid și unii dintre oamenii pe care îi cunosc au ajuns să fie chiar prieteni, dintre care numer câțiva, care sunt prieteni buni și cu care mențin o relație de prietenie foarte apropiată. Majoritatea i-am cunoscut printre studenții la Facultatea de Arte Frumoase. Unii din ei au terminat între timp și am dezvoltat o prietenie foarte faină. Asta este ceea ce se întâmplă în Espacio Niram. Ne ocupăm cu promovarea celor care trebuie promovați sau vor să fie promovați. Majoritatea expozițiilor, majoritatea pieselor de teatru, de asemenea, sunt protagonizate de tineri artiști care nu au un nume propriu-zis, nu sunt cunoscuți. Iar după ce au o expoziție la noi, apar în internet, li se face o critică favorabilă sau nefavorabilă despre lucrări, dar ajunge la un critic deja este ceva important, nu despre orice artist vorbește un critic.